Bun găsit la Jurnalul de Economie, sunt Daniel Apostol și astăzi abordăm problema inegalităților economice, dar și ideea unui venit de bază universal. Din ce în ce mai tare se adâncește prăpastia creată între cei mai bogați și cei mai săraci locuitori ai planetei. Cei mai mari miliardari ai lumii dețin împreună echivalentul întregii averi a jumătății sărace din populația planetei. La sfârșitul anului trecut, doar 26 de persoane dețineau peste 1,4 trilioane, adică 1.400 de miliarde de dolari. Asta fiind echivalent pentru toată averea însumată a 3,8 miliarde de cetățeni ai planetei. Averile săracilor au scăzut în anul trecut cu 11%, în același timp în care bunăstarea bogaților a sporit cu 12%. Și potrivit unui raport de cercetare Oxfam, cei mai bogați 1% cetățeni ai planetei dețin peste 80% din averea globală. Continuă accentuarea inegalităților compromite chiar lupta împotriva sărăciei la nivel mondial, iar dezbaterile aprige cu privire la soluțiile posibile se cruiesc acum în jurul unui nou concept, venitul de bază universal. Ce este asta? E vorba de ideea acordării unui venit minim garantat pe viață pentru fiecare individ, fie el copil sau adult. Ar fi în același timp o temă de dezbatere internațională din ce în ce mai aprinsă, cum spuneam, pentru că suntem în fața unui concept extrem de seducător. Dar atunci când oamenii ajung să studieze și să judece îndeaproape ideea venitului de bază, adoptă un punct de vedere mult mai reținut în comparație cu exuberanța susținerii în necunoaștere de cauză a venitului de bază universal. De exemplu, într-o dezbatere de la Bruxelles, în cadrul unui forum economic, la prima definire a venitului de bază universal, prescurtat VBO aici, 60% au fost pentru, 40% contra. Dar după ce s-au adus argumente mai limpede explicate, atât în favoare cât și împotriva conceptului, s-au întors voturile. 51% au votat contra, doar 49% pentru. Populismul, dar și inadecvarea măsurilor de protecție socială în state puternic dezvoltate au venit să arate că venitul de bază universal câștigă în popularitate. Mulți oameni se tem că automatizarea și globalizarea vor adânci și mai mult inegalitățile socioeconomice. Iată câteva argumente contra. Nivelul fiscalizării necesar să finanțeze un venit de bază universal ar deveni de neplătit, de nesuportat de populație. Nimeni nu poate da răspuns la întrebarea cum se va finanța venitul de bază universal. Și este adesea comparat cu introducerea unei alte forme de pensionare. Iar la pensie, se știe, majoritatea oamenilor se opresc pur și simplu din muncă. Și atunci se naște întrebarea firească în ce măsură ne putem asigura că un număr suficient de oameni va continua să muncească când vârsta de pensionare va fi stabilită odată cu data nașterii. Iată și câteva argumente pro. Venitul de bază universal va avea ca efect sporirea stării de sănătate, se va obține astfel o forță de muncă mai activă și mai fericită și ar fi în același timp trambulina pe care, dacă lumea ar păși, a reușit să iasă din mizerie și să scape de boli, de ignoranță și de lene. Potrivit unui expert, Guy Standing, pe numele său, venitul de bază universal ar ajuta lumea să scape de cei 8 giganți care sunt astăzi povara omenirii, respectiv inegalitate, insecuritate, îndatorare, stres, sărăcie, amenințarea robotizării, crizele ecologice și, deloc în ultimul rând, populismul. Un venit pe viață asigurat încă de la naștere, egal pentru orice născut, ar fi astfel soluția de a conduce lumea către o viață mai sănătoasă și mai lipsită de stres. Dar în timp ce statele lumii caută să găsească căi de stopare a declinului economic și soluții antisărăcie, mari economiști se întrec să elaboreze teorii în jurul venitului universal garantat, e bine, mediul de afaceri caută cu disperare angajați într-o din ce în ce mai restrânsă piață a muncii, iar angajații caută cu asiduitate salariile cele mai bune. Sunt Daniel Apostol, acesta a fost Jurnalul de Economie.